Bună ziua, dragi și domnule, sunt Andreea cu microfonul mai din nou la treabă. Stefania Bălin, prieten de tema, tema se la casă. Înseamnă că ai avut grijă 14 și 9 la 5, nu? Ăsta-i lucrul spectaculos. Deci, dragilor, după discuția avutată de ieri, una sau două probleme care le-am făcut, v-am atenționat că ăsta e secretul problemei și voi ați înțeles acum că și voi, la rândul vostru, puteți compune probleme, nu? Atât la vreme cât înțelegi mecanismul. Deci nu mi-ai pus la întâmplare, ci le-ai făcut toate la nivelul de 5. Pentru că, atunci în 5 peste tot, se întâmplă ce? Te rog să vă spun, se întâmplă că nu va fi egal acum. Mi-ai pus 5. Mi-ai pus 5, că să fie egal cu 14, orice 1 plus 14. Da. Mi-ai pus 5, egal cu 21, orice 2 plus 21. Și mi-ai pus 5, egal cu 28, orice 3 plus 28. Acum, avem un factor comun și vine n plus 5 egal cu 14 pe lângă C1 plus 2. N plus 5 egal cu 21 ori C2 plus 1. N plus 5 egal cu 28 pe lângă C3 plus 1. Așa, n plus 5 egal cu 28 pe lângă C3 plus 1. Acum, înseamnă că 14, n plus 5 se divide la 14. Din felul în care eu și pe părința asta, deci aici, din primul mesaj, ar fi că n plus 1, n plus 5 se divide la 14, n plus 5 se divide la 21, n plus 5 se divide la 28. Și acum am răspuns pe 14 și 14 egal cu 7 ori 2. 21 egal cu 3 ori 7 și 28 egal cu 3 la 2 ori 7. Am aflat cel mai mic multiplu comun și este egal cu 3 la 2 ori 3 ori 7. Adică 84 minus 5, 80. 84, da? Da. Deci 4 ori 7, 28, ori 3, deci 3 ori 7, 21, ori 4, fac 84. Da. Da. Și acum, n plus 5, deci ar fi cel mai mic multiplu comun a numelor acestea la care se divide, da? Da. Ei, deci n plus 5 va fi egal odată cu 8.
84. Egal cu 84, da. Și atunci o să vină n. Egal cu 84 minus 5. Și de unde n egal cu 80. Nu, 84 minus 5, 79. Da, da. Da? 79. Deci 79. 79. Da. Deci, ăsta e cel mai mic număr natural. Da? Da. Dar aici mai putem mai spune și să se află numele n cuprinse în 3. Da, și atunci mai adună... N mai mici decât, să spunem, n mai mici decât 300. Îi dăm o limită la care trebuie să se oprească. Da? Mai, vezi, mai mic acum aminte ca să vedem și alte numere. Că unul din numere este cel mai mic 79. Da, și după punem dublu. Dublul dublului e 84, și cum îți vedem. Nu la 79. Ăsta care a găsit multiplu. Deci după ce am găsit multiplu, îl dublăm. Hai să-i convinge că am eu dreptate. Nu știu, dar zic și eu așa cred că este. Deci, îți facem așa. Numele N sunt din forma 84 ori K. Da? N sunt din 84 ori K. Pentru K egal cu 1. Am găsit pe N egal cu 84. Care nu N plus 5 este. O primă variantă, da? N plus 5. N plus 5 este 84 ori K. K egal cu 1 înseamnă că N plus 5. N plus 5 egal cu 84 ori 1. 84 și deci N dat pe studiu nu e egal cu 79. Și pentru K egal cu 2, atunci N plus 5 va fi 2 ori 84. Da. Da? 2, 84 ori 2, care înseamnă... 168. 168, nu? 4, 2, 8. A, 168. A, da. E bine, nu? 68. De unde N va fi egal? De unde N va fi egal cu 168 minus 5, 162. 163. 163, N1, N2, da? Da. Bun. Pentru K egal, încă suntem sub 300. Da. Da? Pentru K egal cu... 3, atunci o să fie N plus 5 egal cu 84 ori 3. Și bine, 4 ori 3, 12, 2 și 1, 3 ori 8, 24 și cu 1, 25. 25. 252 și de unde vine egal cu 252. Minus 5. De unde N egal cu 240 și 1. Asta e. Practic, noi avem din 250 că vedem pe 5, nu? Da. 5. Nu se poate din 2. Ne împrumutăm de 10. 5 de 10 aceea face 5 cu 2, când pune 5 cu 2, 7. Nu? Asta e mecanismul la scădere. Deci, nu se poate să scădem din 2. Da. Și atunci scădem din 10 aceea care am mutat tot, scădem din 5. Rămânem 5, scădește 2, 5 cu 2, 7. Deci 247. Deci numele 3 face 247. Pentru care egal cu 4? Deci toate valorile lună pe care le-am dorit găsite sunt acestea. 79, 163, 247 și atât, da. Deci, la întrebare, sunt de termen natural mai mic decât 300. Deci toate numele naturale mai mic decât 300, am venit poziția asta, cum se acum. Sunt acestea. N aparține, ca de spus, la problemă. N aparține mulțimii numelor găsite de noi 79.
260 de lei. Și 247. 247. Dar putem să punem și ca 0? Ca egal cu 0, să vedem dacă are rost problema. Atunci ne plus 5 egal cu 0 nu se poate. Nu? Că vine ca asta, că cau este 0, atunci 4 0 face 0. Da. Și nu plus 5 facă 0, nu se poate natural. Deci, nu rămâi numai nu. De la ca egal cu 1. Hai să luăm unul din cele trei la întâmplare. Să vedem dacă am găsit la 14 ne dă restul nou, la 21 ne dă 16. Să facem o probă. Da. Ca să spunem că am făcut o treabă bună, știi? Să fim copii și noi de asta. Pe care trei din aceste trei? 163. Deci 163. Să-l împărțim la 14. Și am mai băie. Acum e emoția mare. Da. Pentru că acum nu înseamnă dacă am văzut nu prea corect. Mai mic de câte ori? De o dată. O dată. 14. Rămâne 2. 23. Și merge de... 2. Nu merge de 2 ori. O dată. Tot o dată. Că dacă se arată 2 ori, trebuie să fie 28. Da. Merge o singură dată. O dată. 14. Și rămâne restul... 9. 4 din 3 nu se poate, ne împrumutăm. Vine 13, 4 din 10. Din 10, da, din 10. Da, 4 din 10 aceea. Vine 6. 6. Din 10, dacă ar da pe 4, dacă dădeam pe 5, făcea 5. Da. Dar dacă ar da pe 4, rămâne 6. 6 și cu 3. 6 și cu 3, 9. 9. Deci, într-adevăr, se comportă bine, corect asta. Hai să vedem acum dacă 163, 163 împărțim la 21. La 21. Să vedem dacă mi-e de restul, așa cum spune 16. În 16 nu merge și luăm 3 cifre. Da. Și ar veni ca 2 în 16. Așa, 2 în 16. Și vine de 8 ori. Dar vine 8 ori în 8 și depășește. Nu putem avea 8 ori de... De 7. De 7 ori. Imediat, 7 ori. 7 ori 1. 7 ori 1, 7. 7 ori 2, 14. Vine 13 din 7. Scădem din 10, rămâne 3 și cu 3, 6. 2 și nimic. Nu 2. Cred că a fost 1 aici, dar ne-am urmărat. Ah, da. Și rămâne 16. Excelent! Mai avem o singură emoție. Același număr, 163. 163. Am împărțit la 28. La 28. Vine ca 2 în 16 de 8. 8 ori, dar din cauza că e 8 după el, trage foarte tare. 7 ori. 7 ori, când am zis de 7 ori, era mai mic și dar de iau 21 din 6 ori. Da, 6 ori. 6 ori 48, 8 și 4, 6 ori 2, 12 și cu 4, 16. Wow, și 6 de pești, e prea mult, nu? Da. Atunci luăm de 5 ori. M-am speriat. Da. Așa. De 5. 5 ori 8. 5 ori 8, 4 de 0 și 4, 5 ori 2, 10 și 4, 14. Așa. 3, 2, și nimic. 23 restul. Super. Super. Deci vezi cât de frumoasă e o astfel de problemă și ce stare de bine se creează când ajung la sfârșit și constați că lucrarea e corect făcută. E foarte important să se zice un mecanism. Mecanismul este ca între rest și împărțitor să stabilești un număr la toate, ca să aduni aceeași calitate. Dacă la unul era o diferență de 3, la altul de 4, la altul de 5, nu mai merge, nu mai când adune acolo și se echilibrezi ca să scoți factorul comun, unul din nu plus 4, altul din plus 5, altul din plus 7, este aceeași în plus 5. Nu s-ar fi putut lucra așa dacă era în plus 1, plus 2. Nu, n-ai ce face. Văd în plus 1 dată e un tipul de 14, ce la un tipul în plus 2, un tipul de nu știu ce și nu, același în plus 5 trebuie să fie. Deci, ăsta e secretul. Același să fie multiplu de, ca să facă multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun, anume, 14 și 21, 28. Și
când ai același minus 5 să fie egal cu multiplu comun al doar. Și atunci nu se mai întâmplă la că făcut proba. Când împarți la 14, îți dă nu merge. Da? Deci ăsta e motivul. Din interior, adică din punct de vedere matematic, de ce nu merge? Da. Bun. Ei, hai să formăm acum, tot pe principiul ăsta, dar nu-i spun neînțeles, să se determine, A, B, C, un număr de 3 cifre, deci să determine A, B, C, știind că ABC împărțit la 9 dă destul, stabiliți destul. 7. ABC împărțit acum la 11 dă destul. 9. Așa. Și ABC împărțit la 3 de restul 1. E, povestea este să găsim toate numele abice. Deci, de toate numele abice știm că se întâmplă chestia asta. Pe toate. Da. Și acum începem lucrarea. Te rog. Prin teorema pentru decure și vine ABC egal cu 9 ori C1 plus 7 ABC egal cu 11 plus C2 plus 9 și ABC egal cu 3 ori C3 plus 1. Corect. Acum, ca să dăm un factor comun, trebuie să adunăm cu 2. Corect. Peste tot, da. Și atunci o să devină ABC plus 2 egal cu 9 ori C1 plus 9. 9 ce 1? 9 că zice 1 plus 1. Că și zice ca să mai vedem 5. Da. Apoi ABC. ABC plus 2 egal cu 11 pe lângă C2 plus 1. Corect. Și ABC E plus 2 egal cu 3 pe lângă C3 plus 1. Acum, din asta se înțelege că ABC plus 2 îl divide pe 9. Se divide. Se divide, așa. Da, da. Ori spunem așa, ori că 9 îl divide pe... Da. Ori scrie că ABC plus 2 se divide pe 3 puncte. Da, și cu bar... Când zicem 9, îl divide. 9 e divizor. Da. Îl divide pe asta. Deci ABC... Plus 2. În parte, se divide la 9. ABC plus 2 se divide la 11. ABC plus 2 se divide la 3. Așa. Acum, aflăm, îi descompunem sau... Da. Deci luăm pe fiecare casă deodată, că putem, deci 9 egal cu 2 la a 3-a. Nu. 3 la 2. 3 la 2. 3 la 2. 3 la 2. 11 egal cu 11. Corect. Și 3 la 3. Da. Acum tragem linie. Cel mai mic multiplu comun este egal cu 3 la 2 ori 11. Mai punem ori 3. Nu, că nu l-am luat de 3. Da, cei comuni, că luăm pe cel puterea mai mare și stop. Da, așa. Da? Comunii, ai am lăurit. 3 la 2, ori 11, adică 99. Da, adică 99. Acum... Da. Da, vine ABC plus 2, da. Egal cu 99. ABC plus 2 egal cu 99. De ABC egal cu 99 minus 2, adică ABC egal cu 97. 97 minus? O număr de 3 cifre egal cu 2? Nu. Nu. Deci știi pe varianta asta? Deci găsim, îl înmulțim
99 cu 2. Deci ABC plus 2 egal cu 99 ori care să te spui vreodată. Și prima variantă a fost pentru că era 1. Și ABC plus 2 egal cu 99 ori K. Deci ABC plus 2 egal cu 99 ori K. Da. Să te fixăm ideea, da? Da. Și pentru că egal cu 1 nu mers. Pentru că egal cu 2? Pentru că egal cu 2, atunci o să vină ABC plus 2 egal cu 99 ori 2. Da. De unde vine? 99 ori 2, cât face? 2 ori 9, 18, 8 și 1, 2 ori 9, 18 și cu 1, 19. 198 da. Și e bun. 198, deci ABC cu 2 egal cu 98 prin 19. De unde ABC? ABC va fi egal cu 198. 198 minus 2. Da. Da? Da, da. Și minus 196. 196, da? Da. Corect. E bun, e din 3 cifre. Apoi, care e egal cu 2 acum? E egal cu 3. Cu 3, cu 3, corect, corect, are egal cu 3, pentru că ABC. ABC plus 2 egal cu 99 ori 3, 3 ori 9, 27, 72, 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. Da. 197 minus 2 și vine 295. Parcă, deci 3 ori 9, 27 este 2, 3 ori 9, 27, 29. ABC va fi egal cu 295 și bun, nu? Că e din 3 cifre. Îmi place și asta. Care e egal cu cine? Cu 4. Da. Atunci o să fie ABC plus 2 egal cu 99 ori 4, 4 ori 9, 37, 73, 4 ori 9, 37 și cu 3, 38. Și vine minus 2. Egal cu 4. 384. 84. Ai zis 4 ori 9, cât ai zis? 4 ori 9, 36. 4 ori 9, 36 și cu 3, 38. 36 și cu 3, 6 și cu 3, 39. 4 ori 9, 36, 6 și 3, păstrăm. 4 ori 9, 36 și cu 3. 39. 39. Minus 2 egal cu 394. 300, minus 2. Da, minus 2 și apoi și... 394. ABC egal cu 394. Bun, și ăsta din 3 cifre, da? Altul. Pentru că e egal cu... 5. Știi până unde mergem? Până la 9. Nu, până depășește pe 3 cifre. Da. Nu știu când depășește. Dacă îmi trebășește pe 3 cifre, e dă din 4 cifre și am bun. Nu mai e bun, că e da? Doar ABC. ABC, din 3 cifre. Da. Da. Te rog. Ar vine ABC plus 2 egal cu 99 ori 5. Egal cu 5 ori 9, 45, 5 și 4. 5 ori 9, 45 și cu 4, 49. 495 minus 2 egal cu 493. Deci 493, deci, eu să-ți spun neapărat ține mulțimii acel nume care aveți până acum, 190 și cât? 196. 196, apoi 295, 394. 394. 493. 493. Și continuăm. Ca egal cu? Ca egal cu 6. 6. Ca egal cu 6. Atunci ABC plus 2 e egal cu 99 ori 6. 6 ori 9 e 54, 4 și 5. 6 ori 9 e 54 și cu 5, 59. Minus 2. 592. 592. Apoi. Pentru că e egal cu 7, ABC plus 2 este egal cu 99 ori 7 egal cu 7 ori 9, 57. 7 ori 9. 64. 63. 70 fac 70. Da.
Da, 70-70. Și acum 7 mai puțin. Și din 70, dintr-o 10 iei 7 și rămâne 3. Și 60 egal 10. Da? 63. Da. Când vine 64? 8 ori 8, 64. Da. Da? 7 ori 9. Dar cum țină minte? Deci, ca să am în minte foarte clar lucrul ăsta, adică așa. 7 ori 10. Dacă ar fi 10. Și peste 7, că sunt mai de 9 ori luați. De 7, mai de 9 ori. Ca, da. Dacă ai fost de 10 ori, pe 70. Dacă sunt de 9 ori luați, înseamnă că din 70 trebuie să vedem o 7. Adică dintr-o 10. 10 rămâne 3. 63. Da. 63, așa ține minte. Deci 7 ori 9, 63, 3. 63, 3, așa. 7 ori 9, 63 și cu 3. Și cu 6. Că 63, 3. Da, și cu 63 și cu 6, 70. 63 și cu 6. 3 și cu 6? 9. Dacă ar fi fost cu 4 și cu 6, făcea 10. Da. Dar așa, 6 și cu 3, 4, 9, da? Deci 63 și cu 6, 69. Da. 693. 3 minus 2 egal cu 691. 691 este un alt număr. Și continuăm. K egal cu 8. K egal cu 8. Atunci ABC plus 2 egal cu 99 ori 8 egal cu 8 ori 9, 72, 27. 8 ori 9, 72 și cu 7, 79. Așa. 79. Așa. Minus 2. 790. 790. Și continuăm. Adul K egal cu 9. K egal cu 9. ABC-ul. Da, fără cât am făcut mai mic, că nu mai țin mic. Nu, acum la 3 cifre, nu mai avem control. Ah, da, da. Știi că am discutat asta. Da, așa. ABC plus 2 egal cu 99 ori 9, 9 ori 9, 81, 1 și 8, 9 ori 9, 81 și cu 8, 89. 891 minus 2 egal cu 888. Mai e. 89. 89. 889. Și K egal cu 10. K egal cu 10. O să vină ABC plus 2 egal cu 99 ori 10, adică 990 da. Minus 2, 988. 988. Și se vede că ne-am apropiat de 1000. Da. Dacă dăm de K egal cu 11, ce se va întâmpla, Ania, să vedem? Se va întâmpla. Vine 99 ori 11, nu, depășește, că vine... Că depășește, da. Depășește pe 1000, da? Da. Deci, asta ar fi. Asta ar fi numărul 3. Să se determine ABC, am găsit 2, 4, 6, 8, 9 numere, care au calitatea împărțite. Hai să facem o probă, să luăm unul la întâmplare dintre astea. Care vrei tu din cele, ca să-i vorbim? 592. 592. Să vedem. 592 împărțit la cine spune? Împărțit la, mai întâi la 9. La 9. 9,59 merge de 6 ori. 6 ori 9, 54, da. Rămâne 52, da. Merge de... Nu mai merge de 6 ori, că e 54. Merge de 5 ori. 5 ori 9, 45. 45, da. 5 din 10, 5 și cu 2, 7. Te trebuia să le aveți tu? 7. Excelent. Hai să vedem 592. La 11, merge de 5 ori, 55, rămâne 42, merge de 4 ori. Nu, 44 de 6. Ah,
da, de 3 ori. De 3 ori. 33, 12 minus 3, 4, 9. 7, 8, 9. 9. Poți să mergi și așa, scăzut 3, o scăzut pe 12, pe 11 și pe 10, nu? Și face 9. Și e bine, chiar ce am spus la conținător, așa, și 592. 592 împărțit la 3, da. Merge o dată, 3, rămâne 24, merge de 9 ori, 27, 22 și merge de 7 ori, 7 ori 3, 21, restul 1. Da. Da, deci e perfect, am găsit toate numele. Hai să analizăm, ți-a plăcut ideea, aici un lucru. Da. Deci am modificat rug de înălț la BC. Da, și am, și am obligat, practic, să găsim numele de 3 cifre. Da. Și în cât noutate, când am găsit ABC acela plus 2 egal cu 99, ori ca punem multiplul, da, am găsit, ori ca, că nu știu noi care ca va fi. Și acum, când am început să dăm cu ca valori, chiar pentru că ai calculul nu ne-a plăcut. Nu ne-a plăcut pentru că dădeam numai de două cifre. Și atunci pentru că ai calculul 2, că ai calculul 3 și așa mai departe, nu? Da. Deci până când am epuizat cele 3 cifre. Deci iată că încă ceva am ascuns aici. Elevii că s-a putut de rezolvat. Au foarte multe lucruri de probat aici. Mai întâi, ce lucruri am urmărit noi în elicitul ăsta? Teorema împărțirii curente. Perfect. Și mai ales când Brașana, da, de propunător, e și mai sus de elicitul. Da. Pentru tine, pentru propunător, trebuie să trebuie foarte bine elicitul. Da. Dar să zicem că ei nu sunt în etapa asta. Ne fiind în etapa asta, primesc la noi problema. Și ei trebuie să imediat să duc mintea asta, e dar am pățenit cu rest. După care să se sizeze diferența, da, ca să aduc același lucru, aici e cheia. Da. Dacă eu nu știu, dar acum să mă cați, să zicem că scriu teorema împărțirii curenți, dar dacă nu mai continuu pentru că ei nu au simțit frumusețe niște de aici și gata, stau supărați. Supărați, stau de parte, nu pot ce gata, bă, de prăjubit, ce să-i fac aici? Se întreabă, ce să-i fac? Ei, aici, dacă ghicesc, dacă o descoperi, asta se duce problema. După aceea, stau pe nou factor comun, își dau aici, în al doilea pas de eu, faptul că se scrie ca nou oriceva, da, 11 oriceva, trei, comun. Și am și dat deodată, și faptul că scrie nou oriceva, 11 oriceva, înseamnă că se divide la ABC plus 2, se divide la 9. Aici, nu e al doilea pas, hai să spunem. Este al doilea pas important. Da. Pentru că acum e, acum se dezvine prietenul nostru de la Șișer. Da, da. Nu? La momentele foarte importante. Da. Da? Asta trebuie să te răspunde de fiecare dată. Deci, tu mi s-a așa, da. Când se mare de chestii foarte tare, da, voi dați like și share și încă ceva să se aboneze la canalul nostru, da? Așa. Păi ce, ceva-ți așa spune. Nu intrați și să vă abonați și la canalul nostru. Da. Nostru, frate. Bun. Mergem. Deci, al doilea moment foarte tare este să se sizeze că e multiplul de 9, 11 și 3. Adică, că se bate exact la 9, 11 și 3 și atunci găsim cel mai mic multiplu comun al lor. Da. Și ăsta este un moment frumos. Al treilea, când facem multiplu... Descompunem și găsim numărul. Ce, ascundem cel mai mic multiplu comun, află, da, cel mai mic multiplu comun al 3 numere. Da. Descompus, cum știți, toată povestea așa, l-am găsit și acum spunem că ABC plus 2 este multiplu mulțit cu K. Da. Adică multipli ai cel mai mic multiplu. Când de-aia a zis 99 ori ca. Și dăm un cap alături de toate, găsim numele deștepte care, pe care le căutam. Mi se pare modelul acesta de exercițiu foarte interesant, în care avem multe matematică. Da. Da? Teorema împărțirii curenți. După aceea, ghicim, sesizăm diferența între ele și adunăm la aceeași cantitate. Cel mai mic multiplu, faptul că se divide la numele acestea, multiplu comun, și până că ABC e scris de forma aceea, ca fiind multiplu ori un K, și dăm un K valori până când acoperim numele de 4 cifre, de 3 cifre, pardon, toate numele de 3 cifre. Deci, de aceea, de ce îți propun
să, și nu mai ție, și ci tuturor prietenilor noștri, să faci acasă un exercițiu pe modelul acesta. Deci, puteți modifica, nu ABC, ABCD, să faceți mai lung. Da? Dar atunci vă gândiți la divizori și vedeți cu numere mai mari, ca să nu ratați un număr de încercări. Da. Și să nu aveți foarte multe tratumenturi, da? Ca da. Dacă aș împărți la 2, împărți la 5 de restul, nu știu da. Că, el este destul, multiplu-i mic. Da. Dacă multiplu-i mic, caut trebuie să alegi mult da. Până el acoperi din 4 cifre. De aceea, putem să și împărți la din 2, din 3 cifre, știi, și restul este nu știu cât, ca să-ți dea un număr limitat. Eu zic așa, împărți la numere din 2 cifre. 29, 43, 79. Și aici, nu e putină de mai întâmplare. Deci așa, până la împărți la 16 ori 3. 16 ori 3, cât face? 18. 3 ori 3 și 1, 4. 48. Împărțim la 48. 48 care dispăcuneam. 16 ori 3. 16 ori 3 la 4. Și când ne avem un tipul comun, să fie și treabă de știa de doi afară în tipul comun. Deci, adică construim ceva prin care noi să putem verifica la el multe chestii. Da. La rezolvitor. Deci, am zis, împărțim la 48, dar restul cât vrei tu, dar dacă ți-ai fixat diferența aceea. Apoi, împărțit, am zis, 2 la 3, hai să fac și un 2 la 2, și un 3 la 2, cât de înainte am zis 3. 2 la 2, 3 la 2, 8 la 9, 8, 72. Împărțit la 72, de restul, da. Că te-ai fixat tu. Pe urmă, împărțit la, am comparat în 2 la 2, 3 la 2, și acum să am și 3 și 3 la 2 ai prins, acum zic 7, ori 7 ori 6, ca să o pic pe el, să reștii 7. 42. Împărțit la 42, de restul nu știu cine. În felul ăsta, când avem descompunerea, avem un 2 la 3, un 2 la 2, un 7 și 6. Și 3 și 3 la 2. Da, și 3 la 2. Așa. Și atunci el vede că dintre 2 e cel mai mare. Da. Luăm din 3 la 3. Între 3, pe cei 3 la 2. Da. Și între și 7 care ne întâlnit, singur, da. Luăm și pe cealaltă. Și pe 6. Și 6 are 2 ori 3 desfăcut. Atunci nu mai luăm. 6 nu s-au desfăcut 2 ori 3 și dintre din 2 am luat. Da. Și dintre 3 am luat. Da. Și rămâne numai 2 la 3, 3 la 2 și 1, 7. Da? 2 la 3, 3 la 2 și 1, 7. Și acum avem un tip dintre 8, 9 și 7. 8 ori 9. 8 ori 9, 72. 2 și ori 7, 72 ori 7. Cât ori fi acolo, oricum e un număr cam un tip din 3 cifre. Da. Și va fi acel multiplu, mulțiplu. Dar dacă el, deci, cât am 7 ori... 7 ori 7, 49. Da. 500 și, nu, aproape, va fi multiplu. 500 și, da. Ori ca, când ca egal cu 1 în 1, dar când ca este 2, duce la 1000, da. Depășește și acum la ca egal cu 2, bun. Da. Dacă însă multiplu e aproape de 1000, da. Multiplu să fie aproape de 1000, atunci cau ia valori mai puține. Da, de la... 1, 2, 3, 4, 5 și 10 se epuizează, dacă e cel puțin 1000. De aceea, dăm așa încât să avem la divizor numai de 7 lăsa sigur. Băgăm și un 5 undeva. Deci la unul din divizori, la unul din numere și un 5, ca să fie și 7 ori 5, ori 2 la 3, ori 3 la 2. Deci, tu când construiești divizibilitatea, te gândești ca cel mai mic multiplu comun să fie 2 la 3, da, 2 la 3, ori 3 la 4, ori 7, ori 5. Da? Asta să fie multiplu.
Adică 70 kg de curat undeva la 76-42. Da. Și 5 ori mai strecurăm undeva la, nu știu, poate 42 ori 5 acolo să fie. Și atunci, ce îți dă un tipul va fi așa și va fi 8 ori 9, 72 ori 7 ori 5. Și face 72 ori 5, cât vine? 2 ori 5, 10. 5 ori 7, 35, 36, 360 ori 7. Da? 7 ori 0, 0, 7 ori 6. 42, 24, 7 ori 3, 21 și cu 4, 25. 25. 2520 este multiplu. Deci vezi, e plecat de stat. Și zici 2520 ori K. Ori K egal cu 1. Merge din 4 cifre. Da. Pentru că e egal cu 2, 3, 4 și rapid e epuizat. Da. Fiind multiplu mare. Ca să nu-i dăm noi multe încercări. Poposește și divertează. În fiecare zi, bă, dar nu mă opresc. Acum ai fost drăguț, pentru că tu i-ai dat din forma asta un multiplu, cel mai mic multiplu ăsta, comuna lor, e, pentru asta, ai văzut la primul parc, am zis noi, nu știu cine, doi la treia, cât a fost primul? Mă rog, găsești tu. 2 la a treia ori 30. Adică 8 ori 3, 24. Da. Celălalt să fie 2 la 9 ori, ori 3 la 9 și ori 5. Hai să luăm mai puțin 5. Și facem 4, 5, 20 ori 9, dăm 980. Da. Da. Deci când aveți 4 ori 5, 20 ori 9, 180. Da. Și celălalt să fie 7. 2 la 3, cât am zis noi, 4, 7 ori 7. Nu, ori, am zis 7 ori 6. 7 ori 6, da? Da. Adică 4 ori 6. Da. Și bine, toată povestea e rezolvată. Deci s-a aflat 6 și 1, 2 și 3. 2 ori 3. Și el dintre alte 2 e 2 la 3, dar dintre ei e 3 la 9, ieși din ceva 5 și 7 și atunci este în multiplul ăsta. Vezi? Gândește foarte în amănunt autorul. Da. Da? Deci el intră în intimitate și ți-o nu merge deasupra așa. Adică el își formulează niște obiective. Ce vreau eu de la el, de la el în clipa asta? Ce vreau să aflu? Păi vreau să aflu. Teoria mă pățării cu rest. Vreau să aflu. Dacă se sizează că diferența aceea acolo și că adună peste tot același lucru. Dar de factor comun. De factor comun și factor comun este o problemă să se sizeze chestia asta, nu? Cel mai mic multiplu comun. Anume, nu. Și când descompune pe 24, 180 și 42, are treaba asta de descompune. Vezi foarte multe chestii. Și afară cel mai mic multiplu comun al lor, dacă știi să ia și de ce comun și necomun. Dintre ce comun, din cel cu exponentul cel mai mare, cu puterea cea mai mare, cum spuneți voi, și după care să scrie că e multiplu acel mai mic multiplu comun, adică e multiplu ceva ori K. Deci multiplu comun care l-a găsit ori K. Da. Și te dea cu K valori până cât, atâta vreme când acoperă 4-5. Ne oprim când depășești 4-5. Îți place? Cam ce poate să fie urmărit? Să poți fi un subiect așa la o teză. Da, da, nu zic că ne dorește. Deci la o teză l-aș da, dar știi, l-aș da pentru chestiune mai sus. Adică pentru copii, pentru a face selecția între 8 și 9. Pentru a, că e, a, vorbesc foarte mult de matematică aici, nu? Da. Deci pentru a face apropierea de nota 9, dau pentru un punct sau două puncte poți să fie. Da, chiar ne dă la sfârșit punctajul. Nu, ne zice la sfârșit, ne dă niște probleme mai grele, care zice alea suplimentare și dacă le facem, primim un punct sau două. Am înțeles. Deci face departajare. Da, da. Deci dă un subiect nou pentru departajare. Da. Eu l-aș da asta pentru departajare. Da. Nu? Încărcat cu foarte multe ori. Adică nici nu pot la toți copiii, să spunem, mai ales pentru a merge la 4, la 5 sau la 6, nota 6, adică da. Prea dur sunt.
Deci că profesorul responsabil analizează cu foarte multă atenție cum anume gândește structura subiectului pentru teză, ca pentru toate clasele. De aceea, la o clasă, subiectele sunt un pic mai dulci, la altele sunt mai împărate, în funcție de clasa pe care o are, în funcție de cât au muncit el. Da. Și în funcție de cum a ridicat nivelul clasei respective. Dacă clasa n-a muncit deloc și a lăsat-o de izbeliște, păi ce să facă la o astfel de clasă? Trebuie să dea subiecte pe măsură, că altfel nu o face. Și el își dă nota, condițiile alea. Ori interesul lui este să facă cât mai mulți, ca să spună ce clasă bună avea. Dar nu e așa, să fie peste tot în țară. Vezi? De aici diferența. Un profesor își dă subiecte mai tare, ca lucrat, are pretenții, altul dă subiecte mai mici, mai slăbuțe, mai pipernicite acolo, ca valoare, pentru că n-a lucrat. Dar dacă ar munci în fiecare oră și ar discuta așa subiectul cu toți copiii, crezi că la clasă mai fi vreo clipă cineva s-a mai ocupat de altceva? Nu. No. No, ești conectat, ești entuziasmat în sufletul tău să vezi că și tu poți să o compui în exercițiu. Ca să înțelegi mecanismul de compunere. Da. Da? Deci este spectaculos. Dar nu ai mai discutat treaba asta. Eu sunt foarte tare frământat de a comunica partea asta nevăzută. Adică partea creativă, cu adevărat. Și ce am discutat noi aici, cum am lăsit subiectul și cum ne-am dus acum, este partea de dincolo, în care tânărul se simte că și el poate. Că și el poate să compună în exercițiu, să fie prezent în problemă. Așa nu are rezolvă ca un roboțel. Așa? Da, dar scap de ea. Am terminat și nu văd... Cu ce mă ales eu? Vreau să știu că timpul care l-am mirosit pentru rezolvare mi-este de folos și am învățat ceva. Eu m-am dezvoltat, am înțeles niște lucruri. Ori așa lucru nu rămânește nimeni. Sigur, povestea este... În seara cu fiți. Facem să fie cât mai multe chestiuni. La normă ne-am trezut, am terminat la revedere cu pentru și gata tema. Ori nu. Apropo, online, asta le spunem tuturor prietenilor, să... câte ceasul? Mai... Fără... X, da. Le spunem tuturor prietenilor noștri că la Apropo Online au o șansă imensă. Ei pot învăța lucruri frumoase. Și mai ales pot descoperi... Nu, Mario, pot să compun și probleme, mă. Nu? Tu ești un artist în treaba asta. Acum și ți-i întrebuie. El face chestiile astea la clasa întâi. Frecvent vine și atunci îmi pune, zice, să văd cum v-ați descurcat la problema asta. Și are această mare bucurie. Așadar, dragilor, vă spunem și încă o dată, această lecție a fost una deosebită. Hai să facem simt de Am avut teorema în părțire cu Da, teorema în părțire. Apoi... Hai să mergem pe mecanismul că nu am împărțirii cu rest. Divizibilitate. Da. Nu, factor comun. Nu? Ca așa. Factor comun. Divizibilitate. Da. Divizibilitate. Apoi... cel mai mic multiplu, nu? Da. Cel mai mic multiplu comun. Apoi, multiple ai multiplului. Da. Da? Multipli ai cel mai mic multiplu comun, da? Multipli și unui număr. Da. Că noi clasori ca am găsit toți multiplu la ora acela. Și cam atât. Da. Da, așa este să vă și am învățat să compunem probleme. Am învățat să compunem probleme. Adică
ne-am dus dincolo de ce vedem la suprafață. Aici, la suprafață, vede așa, rezolvă, rezolvă, rezolvă. Și am spus, cu ce mare e bine noastră? Care este achiziția mea? Pentru viață, pentru mâine, pentru tot ce înseamnă. Am învățat să compunem probleme. Ne-am uitat dincolo de ușa închisă a problemei. La revedere, ce facem, Mario? Tu în loc să... Mario, tu trebuie să fii atent la ce se întâmplă. Ce să facă prietenii noștri? Tu te repede și spune-le repede. Uite-l la cei la profilul ăla să vă abonați. La revedere! La revedere, Mario!